Așa nu și nu și iară nu. Categoric nu. Absolut nu. Oh, Doamne, de când am mai văzut astfel de replay-uri, cel puțin ca și acest replay nu am mai văzut. Îți spun foarte sincer, așa de multe uți eu n-am văzut să fie în acest joculeț. Ei bine, vorbim în primul replay de Eddie, care joacă un puton cu un player, da, și-au făcut o mică combinație beții, tier 6-7 și-au nimerit în 8. Ei bine, hai să derulăm un pic mai spre sfârșitul jocului, pentru că nu este nimic special de văzut, decât faptul că Eddie împreună cu toată echipa au mers la baza C, bineînțeles pe partea medilor, unde au sfâșiat efectiv echipa adversă, apoi au coborât în oraș și au curățat ce a mai rămas. Da, sfârșitul este interesant pentru că, da, vei vedea acum rezultatul final, asta ne interesează. Bineînțeles, este o victorie categorică, foarte frumoasă victorie, bine meritată victorie, dar uite aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucăți de ouă, 6 ouțe în echipa adversă. Oare cine v-a pus în jocul ăsta? Nu pot să-mi dau seama. Absolut, nu pot să-mi dau seama. Absolut paralel cu jocul ăsta. Nu am cuvinte de umilința asta, eu așa ceva nu am cuvinte, efectiv nu am cuvinte. Ce să zic, nici într-adevăr nici Eddie Sărăcuțul nu a făcut mare lucru, dar nu a reușit pentru că nu a avut mobilitatea. Ceilalți au pușat, au făcut, au zăpăcit tot, neapucând Eddie să facă mare lucru. Cu toate astea, când te uiți în partea dreaptă și vezi așa ceva, un singur jucător să reușească să tragă 3 shot-uri, 3 loviri, 3 penetrări, e foarte greu. Ei bine, dar hai să vedem și al doilea match. Poate că de data asta vei vedea un joc mai interesant și de data asta nu vor fi 6 roboți, ci din punctul meu de vedere am văzut unul singur, dar unul cât compensează cât pentru ceilalți 6 din tura precedentă. De ce zic asta? Eu îți spun sincer că văd, uite aici, vreau să las să curgă un pic jocul câteva secunde, nu de altceva, dar chiar merită să vezi echipele astea în tier 10, care nu știu nici măcar să conducă un tank. Ia uite aici, primul, al doilea, al treilea, ia uite aici, eu instant mă enervez, spun sincer, când văd la tier 10 astfel de roboți. Dacă îi văd la tier 6, nu mă deranjează absolut deloc. Ei vă la tier 6 știu, bă, omul ăla nu știe să joace, ok, învață, asta este, da. Când îi vezi la tier 10, atunci chiar deja instant iau maxim. Da, trebuia să derulez un pic mai, nu chiar așa departe. A fost 2 versus 5 și cu toate astea a reușit George. La doilea joc îl avem pe George, care joacă cu VK72 pe altul stat. George, care a reușit să facă până acum, după cum vezi, aproape 4.000 de mici cu 2.800 de mici blocat. Îmi place ce selectează, este singur versus 3, acum selectează 4, bineînțeles, pentru că știe că are o penetrare bună și un alfa de mici mare. A eliminat tankul periculos, DT54 nu-și face probleme, ci de aceste S4, care și el s-ar putea să-i facă, să-i dea un damage, o penetrare cu damage. Da, uite, a reușit să-l și scoate din joc și a mai rămas Georgiana nostru cu acest T-54. Foarte frumos de mici făcut, până acum 4700 și aproape 4000 de mici blocat, scuze, peste 4000 de mici blocat, foarte frumos. Deci a reușit să vedem dacă mai casează un bounce, da, e bine primit. Damage blocat 4550 în acest VK72, tank care mi se pare foarte interesant, să știi că o să-l cercetez, pentru că am văzut multe jocuri frumoase și pare un tank interesant, mai ales când ai un astfel de amorac. Da, în primul și în primul rând, felicitări George, foarte frumos jucat, un as obținut la 1472 base XP, Top Gun, High Caliber, Steelworm, Kolobanov și un damage foarte frumos, 6334 și 4 kill-uri. De asemenea, ai văzut și cât era, 4550 damage blocat, deci absolut absolut, absolut superb jucat. Felicitări, felicitări, foarte frumos jucat. E bine, despre ce robot e vorba? E bine, uite aici la asta. A reușit să facă IS-4 un kill, a reușit să facă 3 damage, pentru că atât avea acel indian, din punctul lui de vedere indian, deci colegul lui George. Și acum să vedem câte shot-uri a trebuit să facă acest kill cu 3 HP. Ei bine, nu mai mult, nu mai puțin de 13 shot-uri. Ei bine, da, este puțin zis rușinos. Mai bine terminai cu 0 și mai bine închidai laptopul și nu participai la bătălie decât să tragi 13 shot-uri și să ai 2 penetrări. Absolut execrabil. Absolut, absolut execrabil. Nu mă aștept, nu știu ce să zic, mă aștept în tier 10 să fie jucători de calitate, jucători care, chiar dacă nu sunt buni, dar cel puțin să cunoască jocul, să știe când să tragă, cum să conducă un tank, să nu se lovească unii de alții, să nu se blocheze unii pe alții, când vrei te oprești să tragi, să te bagi în fața ta, să tragă el în tankul respectiv și așa mai departe. Deci niște amănunte din joc pe care noi în primul ar trebui să le învățăm unii de la alții, astfel încât să nu ajungem să jucăm în tier 10 ca și acest robot Visoka din clanul HH1, nu știu cine este, nici nu contează. Dacă vezi astfel de jocuri la tier mai mic, 5, 6, da, înțelegi, omul nu știe, dar când vezi asta la 10, cel puțin pe mine mă apucă absolut isteria. Da, sper că cele două replay-uri de astăzi te-au mai înveselit un pic, ți-am arătat că se poate și mai rău de cum joci tu și mult mai rău de cum joci tu, deci categoric bag un zâmbet și gândește și când vei face tu un, nu știu, 500 damage sau 1000 damage în tier 10, da, se poate și mai rău, se poate și mai rău, categoric se poate, așa că bucură-te și te rog să vezi și tu, ca și mine, bineînțeles, jumătatea plină a paharului. Sper că cele două replay-uri de astăzi ți-au plăcut, încă o dată mulțumesc Eddie și mulțumesc George pentru replay-uri, de asemenea, dacă și tu ai replay-uri care poate să fie interesante, nu trebuie să fie un master, orice interesant legat de acest joc, de World of Tanks Blitz, nu uita să le postezi la rubrica Master in Replay de pe Discordul nostru, ai în descriere linkul. Mulțumesc de atenție și eu îți doresc o zi cât se poate de bună. Salut!